O mașină a lovit în plin un biciclist. Biciclist accidentat mortal de un șofer sau neatenția unui biciclist a condus la un accident grav. Asemenea știri nu lipsesc din jurnalele televiziunilor. Dacă o parte dintre accidente se datorează neatenției șoferilor, altele ar fi putut fi evitate dacă cei care circulau pe două roți ar fi respectat legea rutieră. Din păcate, în școlile din România nu se predă educație rutieră. De la 14 ani, tinerii au dreptul să circule pe drumuri publice pe biciclete, asta deși mulți nu cunosc regulile de circulație. Tocmai asta urmărește proiectul Academia Velo lansat de Fundația Comunitară Mureș. Scopul este să învățăm copiii, deci liceenii, să meargă pe bicicletă și legislația rutieră care se referă la mersul pe bicicletă și practic înscrierile se fac pe site-ul www.academiavelo.ro. Așteptăm înscrierile în următoarele două săptămâni. Sunt așteptați toți tineri între 14 și 18 ani care vor să circule în siguranță pe drumurile publice. Cursurile sunt gratuite. Cei înscriși vor fi împărțiți în 10 grupuri a câte 10 elevi. Cursul include două lucruri. Deci va fi o parte teoretică care ne gândim că o să fie maxim 2 ore despre legislația rutieră și o parte practică de 8 ore în care efectiv copiii vor face lucruri, ceea ce fac și în trafic. Deci schimbarea direcției, asigurarea. Cursul de siguranță rutieră face parte dintr-un proiect mai amplu prin care vor avea loc diferite activități educative și campanii de conștientizare și promovare a mersului pe două roți.